Politehnica Iași se confruntă în momentul de față cu o criză, atât în ceea ce privește punctele, cât și evoluția jucătorilor. O repriză bună, una mai puțin bună. Cam acesta este parcursul jucătorilor de până acum. Costel Enache a comentat situația cu care gruparea albalbastră se confruntă și chiar dacă sezonul regulat este pe final, antrenorul încă vorbește despre lipsă de omogenitate. E o echipă tânără, o echipă fără omogenitate și mai apar astfel de moment. Dar e o criză, da, dacă deviam mult de la întrebare, e o criză pentru că avem foarte multe meciuri fără victorie. Din vară, de la sosirea la Iași, Costel Enache a tot repetat în declarațiile sale faptul că situația va fi grea, însă nici măcar el nu se aștepta să fie atât de greu, iar echipa să se afle atât de jos în clasament la finalul sezonului regulat. Nu mă așteptam la un asemenea loc în clasament, deși știam că va fi foarte, foarte, foarte greu. Mă așteptam să fie greu, acum să vizualizăm chiar așa, era imposibil, nu sunt chiar Nostradamus, știam că o să fie greu. Înainte de ultima etapă a sezonului regulat, Poli se află pe poziția 13 în clasamentul eșalonului secund, cu 2 puncte în fața echipei care ocupa acum locul de baraj.